Primarul Marius Creciu a vorbit astăzi și despre locurile de parcare pentru persoanele cu handicape. Dirul spune că unele sunt ocupate pe nedrept, în special în parcările dintre blocuri, motiv pentru care se vor elibra de acum încolo astfel etichete doar pentru cei cu handicap locomotor. Și aici este o problemă. Foarte mulți cetățeni ne-au sesizat faptul că sunt marcate locuri de parcare în parcările de reședință de la bloc, marcate pentru persoane care nu au handicap locomotor, nu au handicapuri care să nu le permită să se deplaseze, sunt lucruri moștenite, dar personal nu mai dau voie să se marcheze locuri în asociațiile de locatari, în parcările de reședință, decât celor care într-adevăr nu se pot deplasa. Aceste etichete de handicap le permit celor care le au să folosească parcările publice. În zona primăriei, piață, unde le avem marcate, le pot folosi. Dar nu putem să le dăm în ușa blocului dacă nu au handicap cu adevărat important care să nu le permită să se deplaseze. Numărul mare de cereri în astfel de situații este foarte mare. Inclusiv primarul Marius Creciu se arată indignat de situație. Dacă eu aș fi dat aprobări la câte cereri am pe zona aceasta, vă spun că cei care locuiesc în zona blocului, aproape că n-ar mai fi avut niciun loc de parcare fiecare. Nu știu, nu e treaba mea cum se dau aceste certificate de handicap, dar parcă totuși prea multe, prea ușor, da? Trebuie să fim mai atenți că ni se duce buhul că suntem o țară de persoane cu dezabilități, haide să nu zic altfel, da? Ori eu cred că multe sunt date și așa, la limită. Nu spun că în afara legii, dar eu sunt sigur că se dau la limita legii. Și acest lucru nu face bine nimănui.